O nouă rundă de testare, parcă mai multe emoții de data asta decât la celelalte. Da, e adevărat. Sunt mai multe emoții pentru că vedem că a luat o amploare foarte mare și suntem și noi nu neapărat speriați, dar ne-a pus pe gânduri. Dar ținând cont că până acum noi am ieșit foarte bine la toate testele și am fost responsabili și eu cred că suntem responsabili, sperăm ca noi după testarea de astăzi să nu avem probleme. Pentru că este foarte important ca să terminăm acest campionat, să-l terminăm cu bine și, într-adevăr, cel mai important lucru în acest moment este sănătatea și ne dorim ca fiecare echipă să fie în efectiv complet și să terminăm campionatul pe teren, pentru că așa este normal. Cum te simți tu, cum se simt jucătorii în perioada asta, când în fiecare oră vin știri noi despre adversari care până la urmă sunt colegi? Da, nu suntem indiferenți la acest lucru și, exact cum ai spus și tu, sunt colegi, prietenii noștri, chiar dacă suntem adversari, până la urmă suntem oameni și ne pare rău de ceea ce se întâmplă. Sperăm să fim cât mai responsabili și să nu fim și noi atinși de acest virus. Suntem alături de ei și sperăm ca, nu știu, să treacă cu bine de această perioadă grea. Era o idee mai bună să stea în cantonament, cum zice ministrul sportului? Ca idee nu este o idee rea, dar acum toată lumea trebuie să înțeleagă că și noi suntem oameni. Și noi avem familii și noi avem viață socială și nu putem să stăm la nesfârșit în cantonamente închiși. Într-adevăr, din ce se vede, unii poate mai greșesc, poate nu și-au măsurile cuvenite, dar până la urmă, văzând ce se întâmplă, era o idee bună. Doar că trebuie să ne gândim și ce spune domnul ministru, trebuie să se mai gândească la un aspect. Sunt probleme foarte mari financiare. Deja, mă refer aici la clubul meu, s-au cheltuit foarte mulți bani cu această pandemie și cred că toată lumea, toate cluburile au avut costuri foarte mari. Când crezi că va începe sezonul următor? Păi nu știu și chiar nu vreau să mă gândesc la acest lucru pentru că nu l-am terminat pe cel actual și aștept să-l terminăm pe cel în curs, să ne îndeplinim obiectivul și vom vedea ce se va întâmpla în continuare. La ce se întâmplă la nivel de țară nu pot să dau pronosticuri pentru că în momentul de față este foarte greu să dăm pronosticuri pentru că apar cazuri pe la cluburi de la zi la zi și asta ne îngrijorează pe toți. Și chiar nu, în momentul ăsta mă gândesc doar la ce facem azi, ce facem mâine, nu ce facem luna viitoare.